Salutare tuturor și iată răspunsul la provocarea din această săptămână. Provocarea suna în felul următor. 3 autoturisme manevrează pe acest sector de drum, iar întrebarea este care din ei procedează regulamentar. Observăm că conducătorul autoturismului albastru iese de pe un drum cu sens unic, iar despre aceasta ne informează amplasarea indicatorului acces interzis, și totodată conducătorul autoturismului albastru, având intenția de a vira la stânga, era obligat să selecteze din timp banda întâi. Conducătorul autoturismului verde, iarăși ieșind de pe un drum cu sens unic și având intenția de a schimba direcția de deplasare spre dreapta, era obligat să selecteze banda întâi, banda din dreapta. Conducătorul autoturismului roșu, efectuând manevra de întoarcere în această intersecție, nu a încălcat nicio prevedere a legislației rutiere. Deci, răspunsul pentru această provocare este inima de culoare roșie. Vă mulțumim tuturor și vă rugăm totodată să distribuiți aceste materiale pentru a ajunge la cât mai mulți șoferi. Succes și drum cu prioritate!